Conform unor studii de specialitate, 8 din 10 români au suferit cel puțin o dată de dureri de spate. La 1 din 5, acestea s-au transformat chiar în hernie de disc sau dureri cronice resimțite pe perioade mai lungi de 3 luni. În cazul acesta, treburile deja se agravează, iar medicii spun că o hernie de disc, netratată la timp, poate duce la paralizie, iar aceasta se va trage dintr-o simplă durere de spate banală. Iată așadar ce se poate întâmpla dacă nu tratăm la timp durerile banale de spate. Specialistul este cel care stabilește metodele de tratament, iar acestea sunt variate și se combină împreună într-o schemă gândită pentru fiecare pacient în parte. Kinetoterapia, care urmărește relaxarea musculaturii contractate, stimularea circulației sangvine, tonifierea mușchilor care susțin coloana, creșterea tonusului general prin stimularea secreției de endorfine. Fizioterapia, o metodă ușor de aplicat, neinvazivă și fără reacții adverse, care folosește curentul electric, lumina sau câmpul magnetic pentru reducerea durerii, relaxarea masei musculare cu efect antispastic și vasomotor. Masajul terapeutic, cu rol important în combaterea durerii de spate prin relaxarea musculaturii și stimularea circulației, la care, deloc de neglijat, se adaugă și o stare de bine pentru întreg corpul. Tapingul poate calma durerea localizată la nivelul coloanei vertebrale pe anumite vertebre, precum și durerea radiantă. Totuși, adresați-vă medicului pentru a aborda cauza principală a durerii. Rețineți faptul că durerea de disc poate fi un simptom al unor afecțiuni grave.